Eu, hei, salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din 7 Days to Die. Poate vă întrebați de ce dracu stau aici ca și un cuc în pădure, în copac, așa sus, gen Assassin's Creed. Este simplu, e câte bine vezi după timp. Acum începe să fie seara și practic este seara din ziua 6 spre ziua 7, când practic ar trebui să fie... haos, sau de-a munculul să fie haos, nu mai știu cum e exact cu jocul ăsta. Dar totuși, am zis că așa mici fragmente să le pun așa din când în când, să vedeți și voi cam cum se petrece noaptea așa în joc gen. Și totodată, haideți, vă rog frumos, să fim mai activ pe această serie, că atât e de faină seria asta și din păcate numai nu strângem destule vizualizări și desigur like-uri încât să tot-l fac zilnic. Am un check să-l fac așa din... cum să zic, o zi pun, o zi pauză, o zi pun, o zi pauză, tot așa, deci, na, o zi pun, o zi pauză, o zi pun, o zi pauză, tot așa. Bun. Pe moment încă este destul de liniște, na, ce drept este de bea ora 11, așa, aproape 11. Opa, că m-am aruncat pe jos. L-am prins, bun. Deci, dacă tătă-s aici și n-am ce face, clasic, hai să continui să fac aici un pic de upgrade. Așa, pac, așa gen să văd frigiderul. Că în frigider pot să fur ieși sus gen. Și pe aceea să mă duc așa, pac. Și apoi mă duc pe grindă și fac, voi, Assassin's Creed. Știi, și eu mor pătăți, așa fac, pam, 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 și eu mor pătăți. Pătăți, tă, beton. Bun. Deci, cam pe moment este liniște și să vedem dacă se întâmplă ceva, clar, revin. Ok, am început să mă plictisesc și am zis că dacă tot am fierul ăsta găsit din pietrele alea, știți bine, când dărâmam pietrele și găseam aerul de ăsta, am zis că, bă, dacă tot am aerul ăsta, din păcate eu nu pot să repar acolo gaura aia de acolo, că îmi trebuie forged metal, dar am zis că, bă, stai un pic că pot să dau upgrade la bucățile astea de lemn care le mai am eu puse pe aici prin casă, unde au fost, de fapt, ferestrele. Mamă, noi nu știu cine știe ce, cum, dar, bă, un pas înainte, na, de apărare, să zic așa, în orice caz, vorba aia, bă, în orice caz, e bine să fie așa. Și totodată mi-am upgradat acolo câteva plăcuțe de sus, din câte bine vedeți, is reinforced, așa, față de asta simplu și stai la... Na, mai întărit, să-i zic așa, ia, hai că vă arăt, fac, așa. Vezi, mă, altă treabă, ia, și chestie, până și bârnele astea pot să le dau upgrade, ceea ce mi se pare și mai amuzant și totodată fain, că, na, în jocul ăsta față de Minecraft chiar contează foarte mult legile fizicii, să le zic așa, și, da, dacă nu ai gen bârnele alea, nu știu ce, îți cade jos alea, deci, bă, aici nu e Minecraft, aici e altă treabă, e realistic. De-aia cred că și îmi place așa de mult. Bun. Și, da, am încercat să repar arcul, dar bou de mie, normal, că uit. Am uitat că, de obicei, când repar un item, să zic, ia cum e băta asta, care e level mai mare, am găsit-o, nu mai știu prin ce zombie sau unde dracu. Dacă o repar, ceea ce mi se pare iarăși foarte logic, că odată ce tu o repari, îi scade puțin din calitate. Deci nu mai e ca și la început. Gen, arcul meu era 112, 100 și ceva. Știu că era altă culoare, totodată jos. Am e 98. Na, atât e bine că... Na, oricum nivelul meu de făcut arme nu este tocmai chiar așa de mare. Dar, na... Chestia e că nici nu vreau să trișez, cumva zis așa, că să stau aici sus și să fac, cum mi-a zis unul, să fac vreo 5 bucăți de astea, așa, 3, una după alta. Să fac level pentru ce, să am itemul mai bun și după aceea ce rezolv. Știi? Adică mie așa îmi place să mă chinui, să place jocul ăsta. În jocul ăsta față de alte jocuri chiar te chinui să rămâi în viață, chiar te chinui să supraviețuiești. Deci asta mi se pare cel mai epic lucru în jocul ăsta. Bun. Este ora 2. Încă este bizar de liniște, să zic așa. Hai să încercăm să ne uităm pe o găurică de asta de la ușă, numai că ea că nu mi-s bine poziționate găurile în ușă. Nu mi-s poziționate așa strategic, mai bine zis. Nu pot să văd nimic pe acolo. Văd iarbă, întuneric și mici părți din țepușele alea ce l-am pus în față. Asta este. Bun.
Hai să punem iar frame-ul ăla înapoi. Punem frame-ul înapoi în orice eventualitate. Și da. Cam atât. Aoleo, hai să vedem de reușim să supraviețim. Ia, din câte bine vedeți, este ziua 7. Deci ziua 7, cum zice și jocul, 7 days to die. Cred că, nu știu, ar fi o logică într-un fel. Dar nu știu dacă chiar se aplică logica asta, cea de genul ai 7 zile. Cele 7 zile este ușor, te acomodezi cu jocul, faci ce vrei tu, ești liniștit. Și după aceea din ziua 7 încolo devine din ce în ce mai greu. Și eu cred că așa e, că tot zic, am mai zis într-un video, că așa rețineam și eu cu Snake, că tot supravețeam, era ziua 20 sau cât dracu de-a prus zumbalea mai upgradați, cum le-am zis, gen care scuipă și când îi omori explodează, deci degeaba ești aproape de el și vrei să-l omori, băi, explodează lângă tine. Deci da, o să fie mult mai interesant și de-abia aștept să găsesc, nu știu, o armă, un mușet, o sabie, ceva de genul, încât să am șansa aia când ne atac un zombie de aproape, să-i tau capul jos. Deci poate fi și zombalou de la gras, de care moare foarte, foarte greu, dacă ai, cred că, skill și, desigur, arma respectivă și dacă țintești cum trebuie capul, trebuie țintit capul aproape, deci chiar contează unde țintești în jocul ăsta și țintești capul, pam, ai șansa aia să-l decapitezi și e prea epic, cum se vede. Oh, da, de-abia aștept. Ha, am găsit un bug destul de interesant, deci practic de-am încolo să țin minte asta. Dacă vreau să gătesc din distrare sau, mă rog, ouă, deci să le fierb, vedeți, boiled egg și toate cele, chestia e că n-au ok, pui apă să fierb și nu știu ce, dar faza e că nu se dă înapoi sticla, paharul în care a fost apa, deci cum e ea când bei apa, ia, hai că vă arăt, oricum trebuie să beau, beau apa, glug și îmi dă, desigur, paharul gol, mă rog, conserva sau ce, geară, na, mi-l dă gol, da? Da, dar când fierb un ou, se pare că ăla nu mai mi-l dă înapoi, bă, vagabond e ouul ăsta, da mă, deci serios. Deci dacă vreți să mâncați o fierte, ăsta vă strică tot și până și borcanul. Se duce dracu borcanul, e dispar așa în aer, așa. Și nu mai vezi borcanul. Și nu mai vezi borcanul. Dar, na, asta e. Oricum, hai, dacă te-am fiert, hai să băgăm la mați, că asta e foame de doamne feri. Și pe lângă că îți dispare borcanul din inventar, care mă cam disperă, este chestia că de-abia îți dă de-astea puncte de hunger aceste ouă fierte. Chiar dacă eu mai am aici conserve, tot mă gândesc că, bă, să păstrez conservele astea în, așa de zile grele. Cum zic eu, bă, de zile grele, sper să fie acolo. Bun, hai că am făcut așa borcănașul, dacă tot am băut din el apă. Foarte faină faza cu zăpada, ceea ce mi se pare o idee absolut genială ce au băgat-o băieții ăștia în joc. Că, bă, hai să fim serioși, că asta se face și în realitate, deci să fiu aici în joc și nu știu ce și bă, să mă speria chestii, bă, să supraviețuiesc. Și eu aș topi zăpada, găsesc zăpada, nu? Adică unii m-ar mânca direct zăpada, alții ar topi-o, alții ar fierbi-o. Deci, mi se pare logic, foarte, foarte logică faza asta. Deci, bravo jocului, punct în plus, gen, pentru asta. Și, da, uai, câte și mai câte minuni o să urmeze în jocul ăsta, am văzut să mâncă la început, dar să vedem mai încolo, eu neapărat vreau să fac o bază, de aia, așa sper eu ca după un timp, dar nu am sta toată viața noastră în această șură de metal, nu, ne vom duce mai departe, numai că pe moment nu am făcut nici măcar de la forge. Forge de la încât să-mi craftez iteme mai bune sau să fac forged metal, mă rog, fier de la forjat. Deci, na, încă să nu sărim calul, gen. Vreau totul să am aici o bază asta micuță, să fie foarte, bă, safe, să am un loc unde să lucruri și toate cele. După aceea, după ce avem aia iteme și totul strânge și bla bla bla, mi-ai face un fel de palat. Ca și un fel de palat, mă rog, o bază, la propriu zis, o bază. Bază de aia șmecheră, cu ziduri mari, cu capcane. Totodată în baza aia sau poate în afară, dar cred că în bază mi faci o mină. Poate îmi fac niște case sub ăla, sub deasupra. Oi, numai i-ar fi cele de aici. Sau mă rog, Snake, da? Na, am zis că vreau să fac single player din motivul în care filmez când pot eu, că eu am un orar mai nou foarte, foarte bizar. Tata zic, bă, sper să se libereze și parcă cu cât zic mai mult sper să se libereze, cu atât devine mai greu în puii mei. Foarte straniu.
Și na, se vede și după seria de Minecraft, aia cu frații Cancer, care, na, nu știu, câteodată e vina mea, câteodată e vina lui Snake, numai nu ne prindem să, na, să mai facem episod. El tot îmi zice, hai să filmăm la aia, dar păi îmi zice niște ore de alea, de la 10 încolo și, na, câteodată mi-e cam lenie, trebuie să recunosc, câteodată la orele alea, fie mă joc un CS, fie stau așa liniștit, sau, pui mei, mă uit la un film, eu tare mult, mult mă uit la filme, non-stop mă uit la filme. Bun, deci în mare parte am supraviețuit, din câte se și bine vede, da. Și partea faină e că, ta-da, n-a fost atacat absolut deloc casa, adică mă surprinde acest lucru, având în vedere că am auzit niște zombalăi, deci în timpul serii am auzit niște zombalăi în video, nu știu ce am prins. Dar în timpul serii am auzit pe aici așa sunetele de alea de zombie și cum fac ei. Dar neacătă că am supraviețuit, asta e foarte, foarte, foarte bine. Iar acum hai să mergem să explorăm, n-aș să explorăm, că deja cred că am explorat cam tot perimetru aici. Ce vreau să zic e hai să mergem să vânăm. Îmi trebuie iarăși carne, deci îmi trebuie vânat și toată să fac rost de piele. Tot zic că mă duc în explorarea acelei case, dar practic n-am mâncare și apoi puii mei, na, mă duc acolo cu burta goală, începe să chiore mațele, la aud zumbălăie și apoi mă vânează tot cartierul puii mei. De ce? Că na, n-am avut eu de mâncare în puii mei. Aleluia! Tot timp pizda, mă, te-o mers... Băi, eu mers arcul prin gât! Băi, eu mers arcul prin gât! What? Bă, prin gât eu mers arcul, lol! Serios? Mă, și-am citit pe undeva că pare, că gen, că odată ce omor un animal, poți să-i folosești șoantele, gen to gut the animal, adică... Practic ar fi cumva zis să-l măcilărești, ce asta înseamnă că dacă folosesc ciontul față de topor, na, să zic așa, asta ce înseamnă? Că am șansele oare mai mari să-mi dea mai bune iteme când îl măcilăresc, deci când e mort. Haideți că mergem înapoi la casă și luăm ciontul ăla. Bine, practic, ce ar da mai mult, ceea ce mi se pare foarte normal, iară, în fața ta, Minecraft, este faza că dacă e cuțit, numai că eu încă n-am cuțit. Dacă ai cuțit, îți dă șanse mai mari să prinzi mai multe bucăți de carne, mai multe bucăți poate de piele. Ceea ce mi se pare foarte tare în faza asta. Și da, numai că eu încă n-am cuțit. Dar o să. Ce am ca să... Ia mă că mi-au crescut astea. Lol, și am dă câte două. O, deci când le plantez eu, îmi dă câte două. A, ce tare asta, adică una de pe semințe și practic una profit, să zic așa, profit. Bă, bravo jocul, bun. Ia să vedem, repede până nu vin zombalei din cauza mirosului. Pac, acolo. Așa. Na, opa, aici trebuie să spun, bun. Boiled meat, hai să facem unul și restul le facem de asta, așa. Ca să și rezistă mai bine și nici nu trebuie apă să le, na, mișcăresc. Bun. 2 minute, ci că rezistă, asta e foarte bine. Hai să facem și tallow, de toate. Ta beton. De aia putrezită că deja avem o colecție întreagă. Avem aici bone shift de care vă ziceam eu. Cu asta să mergem acum să mai explorăm. Și desigur, pielea de animal 15, foarte bine deja. Tot avem mai mult, asta mă bucură că văd asta. Foarte, foarte bine. Se pare că până și când fierbi. Ui, mi-ai hai serios jocul cu logica ta, mă. Ia asta nu o să mai fierb o carne. Poate că carnea asta nu mă deshidratează și nu știu ce și nu știu cum. Dar în pui mei îmi dispare borcanul cu apă. Și borcanul ăla cu apă înseamnă o avere în pui mei. Hai să mai mâncăm și bucata asta. Bun. Asta o pun în frigider pentru mai târziu. Bun. Ia vedeți, am mai deshidratat-o. Da, na, ce se faci, dar dacă fac așa... Gluc, ta-da, mi-a rămas borcanul. Bun, hai să pun între timp cât timp, na, e focul în prime time. Așa, punem aici una de asta. Sic. Bun, și m-am dus de acasă. Am fugit de acasă.
Lumea nu mai știe unde sunt. Pam, pam. Bun. Deci, hai să mergem să mai vânăm, că deja tot se strânge pielea, tot se strânge pielea. Oh, ia, ia, acolo. Băi, dar ce se întâmplă, mă, că sunt mai multe animale de data asta? Suntem într-o lume necivilizată. Trebuie să vânăm pentru a supraviețui. Tum, 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 tum. Boom! Hai, mă! Oh, stai, stai că s-o pui. Hai, când am zis... Ah, bun, bun, o sângerat, o sângerat și-o murit. Perfect. Bun, deci hai să încercăm cu ciontul, nu? Ia și de așa. Ha? Ha? Opa, opa. Bă, dar parcă și sunetul. Și cum se mișcă cuțitul în el. Bă, eu cred că funcționează chestia asta. Ia fii atent ce tare. Hii, ce tare. Pac. Opa, 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 stai că-s, că-s... Aoleu, baiob mă ăla de zăpadă și am umezit tot. Îs ud tot. Hai, aș fi fata, ar suna penal, dar... Eh. Na, oricum, ia să vedem. 4 bucăți de carne, 7. De-am încolo, gata. Nu mă, se merită, se merită. Bă, zici, se merită să merg cu un cion de ăsta făcut să vânezi. Serios, chiar se merită. Na, asta da, na, asta da, mi se pare o chestie mișto, ceea ce am descoperit astăzi. Asta încheie mușa. Aia, pac! Punem aici pielea, 22 deja, mă, bă, 22 deja. 4, hai, facem, 4. Punem acolo 4. Ia de data asta mai multe fac. Și tele. Bun, să se perpelească acolo, fain frumos cu fainoșal. Și apoi am și o bucată de iaia. Opa, 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 ce-am făcut? A, nu știu ce-am făcut, dar mă rog. Așa, punem alea acolo. Așa, ce-am mic. Bun, așa, punem în frigider. Pentru mai târziu, desigur. Bun. Bă, deci faza cu ciontele chiar funcționează și funcționează, dracului, bine, și mă bucur de treaba asta. Hai să punem acolo sticlă, că... Na. Bun, deci este ora 10. Ora 10, aș putea ce-i drept. Ia să se văd în legătură cu for... Nu, cu belo. Trebuie 20 de bucăți. Deja am 20 de bucăți și un iron. Perfect! Deci de-am încolo aș putea să mă duc și să pun de ăsta, frate, de... De capcane. Capcane. Să explorez zona aia. Na, asta da, asta da, asta mă bucur să aud, mă bucur chiar foarte mult că aud asta. Pune mai multe șire de spike-uri, dacă tot mi-am făcut în timpul nopții niște spike-uri de astea. De ce dracu să nu le pun, nu? Bun, numai, hai că mai degrabă le pun pe cealaltă parte. Aici în spate mi se pare că n-acum e drept tot, aici mi se pare că e periculos. Deci mai punem aici așa cât i-am făcut eu aseară așa de plictiseală, atâtea punem, bun. O să am frame-uri, frame-urile văd eu cu ele. Așa, 10, bun. Lăsăm 4. Ciontul lăs aici. Așa. Și să mă uit în inventar, cică nu știu ce, de asta avem nevoie. Da, ok, hai să mergem să explorăm. Bun, hai să mergem să explorăm... Să avem grijă, desigur, aici nu este baza, deci dacă mă duc tot drept înainte, ajung mult mai repede dacă mă iau după drum. Deci, e bun. Merem tot înainte. O, stai mă, stai, că am ceva foarte, foarte șmecher în bază și m-ar ajuta foarte mult asta. Ia mă, cum uit, mă, deja zici că-s moș. Pam, cafea, cafeluța mea, bun. Bun, 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 bun. Cafeaua asta nu ne dă hidratare și chestii, dar, mă rog, ar trebui, dar ne ajută foarte mult la sprint. În sensul în care, ia, de-am încolo, ia cum se încarcă înapoi, vezi? Putem sprinta până la dracu un praznic, că nu mai avem noi probleme. Deci asta este iarăși un plus genial. Foarte bine că am găsit babele alea de cafea. Este, bă! Bun, ia să vedem, opa, opa, am intrat pe Stein, ce scuze,
Da, că joc pe Steam. L-am pe Steam, bă, că m-a întrebat unul, bă, Deadly, dar tu l-ai jocul ăsta de pe Steam sau... Așa o tusă de aia. Normal că l-am de pe Steam, man. Cum să nu l-am eu pe Steam? Jocul ăsta e mi drag, mă. Dacă un joc mi drag, îl cumpăr, nu? Așa e logica. Bun. Așa e, să merg în viteză, viteză aia cum ninja aici. Deci acolo o să-mi plin eu mezeală și murim dracu din cauza omezelii. Acum ajungem aici și stai să vedeți că aici o să-mi zică că nu mai poate din cauza deshidratării. Băga mi-aș pula. Opa. Opa, am știut! Lol, ce bun îs! Bun, degeaba, degeaba, mă, nene, mă, sunt prea bun, mă, nene, mă. Ia stai un pic să dau jos din haine, că ăsta dracului a murit aici. Așa, a? Better, my friend. Oh, acolo, bine, pe chem puii mei, că până mă duc eu după chestul ăla, se face dimineață în puii mei. Bă, nu mă fii atent, că noi, ce dracu? Wetness. Cum dracu poți să fii wet? Wet, mă rog, wet, wetness. În puii mei aici, în togo, unde arde tot. Bă, logică de joc, în puii mei. Eu laud jocul care logică, care logică, până mi se întâmplă asta. Eu de acolo, dintr-un biom de zăpadă, unde ce drept m-am udat, ajung într-un biom de ăsta unde tot arde. Și ia, nimic, mă. Bă, e incredibil jocul ăsta. Nu-i găsesc logica, în puii mei, astăzi dacă calc pe foc. You are now on fire. Get into water to dodge it. You have enough consume to slowly heal. Ok, deci practic eu am fost în flăcări. Deci ați văzut? Am fost în flăcări. Am ars de viu. Bă, deci am ars de viu și ăla încă îmi dă wetness. Deci care e logica tu să arzi? Deci pur și simplu stai așa liniștit pe undeva și arzi. Deci în flăcări, pur și simplu ești în flăcări. Că pentru că mai înainte ai notat. Deci ai notat un picuț într-o piscină, o baltă, ceva pe acolo, pe la tine. Bă, și ce simți tu? Nu-ți place să fiu. Și zici, bă, hai să-mi dau foc și îți dai foc. Bun, și după aceea corpul tău zice că încă ești ud. Și eu stau cea de genul, ce pula mea? Bun, să avem grijă mare. Opa, am clar o să fie haos pe aici, având în vedere că zombalei peste tot. Ia mă că încă s-a detected, asta mă surprinde. Gas, perfect, am găsit de-astea, mă. What? Search pump, ia uzi. Lolo, uai, câtă benzină, numai păcat că acum n-am ce face cu benzina, dar... Uii, și am și de-astea de gas, frate, și alea, bine că e închis. Dar cred că aici s-ar merita să intru, numai să nu mă prindă jegoși ăștia. Opa, mi se promis sau mi-a mai scăzut din wetness? Iron shovel! Ui, ce fain, am găsit o lopată de fier, frate. Lopata de fier! Opa. Am muțit cald în puii mei. Mai înainte eu ți-am dat jos hainele, că vai să nu-ți fie cald, vai să nu știu ce și să nu știu cum. Și că ești ciud. Și am o... mi-e cald! Bă, fain ce-a făcut jocul cu stâmpenile astea, dar... Wow... Wow, what the fuck... Ce pula mea, a intrat acolo la... Ia mă, eu și-o pus spike-urile. Și întrebare, frate, dacă vine un zombie, ieși de sus... I-am găsit țeavă! Am găsit țeavă, fix asta îmi trebuia o țeavă, mă, o țedie. Cum mai zicem noi așa, regionalism. O băga mea și pula. 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 It's hunted. No. Eu nu am fost acolo. Vi s-a părut că ați auzit. Eu. Da, de unde? Eu fricosul de mine. Niciodată. Nu fricosul de mine. Mă, și cu mine ce vorbesc. Bun. Escutăm prin gunoi. Ce ciudat sună asta, că dacă zici asta pe undeva ar fi... O băgată și... Nu știu ce, dar tot timpul simt când intru într-o casă de asta, simt nevoia să tac din gură și să fac liniște, dar nu știu ce. Așa pur și simplu îmi vine, bă, taci dracu, să nu speri pe cineva de pe aici.
Așa îmi vine, pur și simplu, straniu. E bun jocul, degeaba jocul e bun, dacă îmi dă de multe ori, cum să zic eu, feeling-ul ăla. Gândește că ar fi seara. Seara, mă rog, dacă n-ar fi zâmbălei în halul ăla de periculoși, să fie seara și tu să explorezi o casă de asta arsă în timpul serii. Ai de capul meu, cred că cum ar fi aia, Dumnezeule. În frigider nimic, clasic nimic, în frigider niciodată nu nimic în frigider. Aici ce-i? O baie! Aici găsesc o... Ah, mă, Battle of Murky Water, ia uzi că am găsit de asta. Mă, hârtie să zic că poate ar mai, o-i mai găsi eu de-a lungul timpului. Ce porcări mai avem aici? Ah, ok, a haine și de-alea, că având în vedere că n-au asta moare de cald. Să nu fac gălăgie mare. Taram, 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 taram. Tadadadadam. Bun. Nu știu ce cu jetoane. Am găsit niște jetoane. Am găsit un pat. Alt pat. Masă, chestii, scaun. Eu îmi iau scaun. Atât? Serios, atât? Cam slăbuță casa. Chestia este că plin de iteme. Și poate ar trebui să mă duc înspre căsucă. Din cauza că plin de iteme. Pui mei, bag pula în zombie. Nu. M-am dus acasă. Băi, am venit aici după țeavă, nu? M-am găsit țeavă. Deci, practic, eu mi-am făcut în... what the fuck, l-au murit acolo? Ok, deci, eu, practic, mi-am făcut datoria. M-am venit să caut o țeavă, eu mi-am găsit țeava. Acum este timpul, desigur, să mergem acasă. Pam, pam. Bun. Și totuși, zic că m-a descurcat foarte bine, având în vedere că... nu m-au atacat tata horda de zombie și... sunt încă în viață și ziua 7. Deci ziua 7 eu încă mă descurc binișor, să zic așa. Ia să vedem întâmplând asta din drum spre casă, nu? Ia wooden chair. Nu pot să le iau, că am inventarul plin. Bagaj. A, bine, scavenging level 8. Mamă, nu știu ce am crezut. Tot timpul când aud sunete, îs gen pe felie. Gen, opa, cine vine aici, cine e gata să moară. Și nu știu ce și pe acea văd. You have leveled up. Pui mei, nu puteau face sunete de la level up mai prietenoase? Nu știu, zic și eu așa. Bă, bine că am găsit... bine că am găsit... Franț, stai că ăsta-l pun aici, că e urât. E scaun urât. Îmi iau de asta. Eu mi-au de asta, că e mai frumos. Bun. Ce vreau să zic, cred că am uitat. Bă, dar destul de... ok, bun. Ia, se pot staca, nu? Se pot... asta vreau să zic. Că bine că am găsit foarte multe pahare de la goale. I-am 4 de astea, ăsta le fierb și mai am 8 pahare goale. Deci paharele alea sunt Dumnezeu pe pământ. Să-s, dacă mai vreau să mai gătesc ceva, boiled, nu știu ce și îmi trebuie de alea, pac, 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 gata, am rezolvat treaba. Bun, ia să vedem un copac ăsta, gen, cam cât lemn dă. Aia, că e bun copac, ui, e bun. Am un ce drept nu dă tare mult lemn, dar mai degrabă să tau copaci aici, adică lângă baza mea, și să nu fac zgomot fix lângă baza mea. De-am încolo, chiar o să am grijă cu copaci și cu toate astea, să am, na. Aoleo, dar-mi trebuie pe Benson Burder, căcat de ăla de... să-mi fac pastile, deci încă nu putem să ne facem pastile, că altfel ar fi fost foarte folositor mold bread, dar acum nu e folositor cam deloc. Bun, hai să ieșim dracului de aici, că văd că am wetness, nu știu cum dracu poți să ai wetness. Vai de pula mea ce zombalo vine spre mine! Ui, lolo! Unde mi-e baza? Într-acolo. Ia-mă altul în față! Uleleu! Uleleu! Uleleu, leleu, leleu, leleu. Bagă viteză, man. Bagă viteză, man. Mahahan. E foarte interesant jocul că o scos din crafting. Cam ce am stat un pic și m-am gândit. Că văd că o scos din crafting bețele. Știți că la un timp trebuie să faci ca și Minecraft. Stick, adică bețe. Bețe și cu bețele le legai, le făceai, le futeai, le întrestai și gata, aveai item. Păi de data asta se pare că nu mai avem nevoie de bețe, ceea ce mi se pare într-un fel și bine, dar și... că nu era rea ideea, gen. Dar, e bine, lasă, nu comentăm.
Bun, să mai strâng lemn, că lemn tot timpul folosesc, mai ales în timpul nopții. Tot timpul lemn, lemn, ui, folosit. Așa, max. Bun. Mai iau și rahatul ăsta, să se poate urmă și doar o bucată le dai și îți dă 12, să mi se par cele mai profitabile, așa că nu ți-a din timp și una, două, la ia, pac, 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 gata, e pe jos și avem tot ce ne trebuie. Bun. Sper că aici sunt în siguranță, nu? Da, e cât o sunt în siguranță. Hai rapid să mai luăm și niște pietre pentru săgeți și toate cele. Am nu prea mai avem stamina și cred că da, nu o să mai aibă viteză bețașul. 29, ok. Ia stai să-mi pun hainele înapoi pe mie, că dacă totuși sunt pui mei aici, aici ar trebui să fie mai ok. Bun. Bun, 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 bun. Îmi place totuși că mi s-a dus fitness-ul, aia e bine, că mă, nu știu ce mă gândeam, că am aoleu, iar ai stat vreo jumătate de ani lângă foc numai să-mi dispară wetness-ul, dar se pare că a dispărut mai repede decât mă așteptam, ceea ce e foarte, foarte bine. Ok, mai strângem niște cotton, niște bumbăceli ăsta, bumbacul ăsta e foarte important, în sensul care oricând poți să-ți faci bandaje și chestii, mai ales dacă ai aloe, dacă ai aloe, îți faci bandaje la care îți dă și healing. Și totodată, na, armură, care, ei, armura e armură, nu, te ajută. Chiar dacă o să tot timpul te lupți cu ideea că, bă, și cu temperaturile astea din joc, în primul. Bun. Opa, ai, gol, l-am șerșetat. Ok, am ajuns acasă, ia să scanăm perimetrul. Scanăm puțin perimetrul încât să vedem dacă ne-a vizitat cineva acasă. Se pare că nu, suntem ok, poate o să mai trească să mai pun niște țepi, poate așa încă un rând, să am măcar 3 rânduri de țepi. Și cred că aia face. Mai întâi să am burenile astea de aici. Așa. Pac, pac, pac. Și pe aceea vedem. No, ok, hai să ajungem în căsucă. Oh, am închis ușa, ioi ce bine e acasă, a? Bun, deci hai să vedem... ce rahaturi și minunății mai avem noi pe aici. Ia, ce frumos. Ia, așa am și scaune. Oh, lolo, frumos. Astea nu știu la ce zbune, chiar nu știu la ce zbune. Alea de casino faze, fierul acolo. Gunpowder, murky water vedem, cotton-ul acolo. Asta știu că pot face gen bombe și chestii din el. Aici avem desigur benzină și alea care o să fie incredibil de importante, doar că nu acum, ci puțin mai încolo. Asta așa dacă îi dau scrap și îmi trebuie la anumite rahaturi, bun. Brown sweater, duct tape, adică scotch acolo, bun, arrowhead de ăla acolo. Conservere, cred că nu mai știu, l-am pus așa, bun, 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 am și o lumânare. Oh, uleo, hai mă că a fost o scanare, a fost o zi bună. Da, chiar a fost o zi ok. Chiar a fost o zi ok. Bun, și punem asta, ia mă, un minut, ulolo, un minut, mă. Na, asta da. Na, asta da. Ești din coffee, îmi trebuie apă, ce că să fac. Bottle of murky water, asta îl punem acolo să-l pregătim, să-l ștropolim. Totuși mai trebuie și, le mai păstrez și palea, goale, în sens, dacă mai mă duc să-mi iau tâmpenii de alea de iuca, plan. Că plantele alea de iuca sunt foarte șmechere, că normal, îți faci energie pură din chestiile alea. Bun, acum că am pus tâmpenia aia acolo la lucru, da, îmi trebuie pielea aia, 22 de bucăți și pot să fac bellows. Este, mă, itemul ăsta, Dumnezeu, am să-l lucrat ceva timp să-l fac și a cătă ca mult fac. Bun, asta e practic haină, îl punem acolo. Avem o sapă, stai să-mi pun sapa mea veche aici la perpelit în orice caz și nu știu ce și ăsta. Bun, bun, bun. Bă, oil dacă pun, nu, nu arie. Păcat, păcat, păcat. Îți dăm iară cooking pot-uri, deja avem o colecție întreagă. Bun, punem pielea aici. Cred că conservele știu că mi-erau aici. Așa. Chicken ration, așa, așa, ouă, băgăm acolo, ouă, ia, bellows, perfect, coffee, băgăm aici, coffee, și ulei, uleiul băgăm aici, pe ce era uleiul, dacă nu m-am observat eu, perfect, bun, și avem bellows,
foarte, deci am făcut am în acest episod un pas foarte, foarte mare înainte. Deci perfect, de-a dreptul perfect, că nu o să-mi fac un topor nou, că da, trebuie să avem un topor nou. Așa. Și desigur amu ne putem apropia din ce în ce mai mult să facem un forge. Și forge ne trebuie bellows, de ăsta care avem. Aoleu, mai trebuie încă o țeavă, short pipe și îmi trebuie lamp of clay. Deci îmi trebuie clay, small stone, stone a pietre avem. Clay-ul, să zic că-l facem rost destul de repede, că săpăm și toate cele. Și apa desigur este aia. Oricum, ia câtă deja, ce-o zburat timpul, deja aproape jumătate de oră, dacă nu e deja jumătate de oră videoul. Deja e foarte mult. Hai să ne oprim aici și ne auzim în videoul următor din 7 Days to Die. Hai să strângem cât mai multe like-uri și cât mai multe vizualizări, că deja începe să fie foarte, foarte interesant acest joc, această serie și este de-a dreptul genial. Bun, deci hai să vedem dacă... Stai, dau secunde înainte SS, vreau să fac aici să văd dacă dau așa. Eu pot să dau repair, am trebuie, stai un pic, că stai cumva din iron. Cred că îmi trebuie forged iron, da. Na, oricum, ne auzim pe data aviatoare, vă zic mai bine, nu uitați like, subscribe și toate cele, bye bye, sper că v-a plăcut episodul.